Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta povestim chiar acum. Regata pe dragoni, emoțiile sărbătorii sportive. Lucrătorii din industria ușoară au marcat sărbătoarea profesională. Și sezonul plajelor, cum să ne odihnim în securitate. Regata Familia prezidentului pentru un mod de viață sănătos. Competițiile au avut loc pentru a treia oară. În anul curent a fost marcat și un nou record la numărul de participanți. Au venit la start 54 de echipe. În bărci, în total, au fost mai bine de 700 de persoane. Regata a durat 2 zile. Regata Familia prezidentului pentru un mod de viață sănătos a avut loc pentru a treia oară. 54 de echipe în anul curent, dintre care 13 noi. Cerul posomorât și ploaia n-au speriat pe nimeni, așa a început ziua de sâmbătă. La prima cursă ies Universitatea de Stat Nistreana și Kvint. În semifinală, printre întreprinderi și organizații, concurează Comunal Dor Service și echipa Uzinei Metalurgice Moldovenești. Nu pot fi încurcate cu siguranță. Vâsla și de oțel la uniforma albastru închisă, adversarul e în maiouri portocalii. Sunt foarte fericit pentru echipa mea, emoționat, am lacrimi de bucurie, o așa echipă minunată. Echipa Ministerului Dezvoltării Economice în semifinală a luptat cu aparatul guvernului, câștigă Ministerul Dezvoltării Economice, apoi finala cu administrația prezidențială. Susținerea Ministerului Dezvoltării Economice e puternică, dar administrația prezidentului încă o dată își confirmă titlul de lider. Ce trebuie să facem ca să întotdeauna să câștigăm? Antrenamente, încredere în sine, respectarea adversarului, care la fel e demn și a depus multă muncă, dorință de a învinge. N-am întrerupt antrenamentele practic niciodată, poate că doar la anul nou pentru o săptămână. E deja un stil de viață. Pentru victorie au luptat structurile de forță, adversarii Dinamo Centru și Ministerul Afacerilor Interne, un așa derby al milițienilor. Nu, comanda Ministerstva Внутренних дел достает потихоньку. Команда Динамо подсела явно. Обе команды пришли практически с одинаковым временем, разрыв буквально в сотые секунды составил. Și despre echipele care au ajuns până la finala regatei. Administrația prezidentului, Uzina Metalurgică Moldovenească și Ministerul Afacerilor Interne. Au fost și curse feminine de elevi, studenți. Printre echipele feminine, primul loc îi aparține aparatului guvernului, printre elevi și studenți, școlii rezervei olimpice. În anul curent, Supercupa Regatei Prezidențiale a cucerit-o Ministerul Afacerilor Interne. Все мы стали с вами свидетелями и участниками именно тех эмоций, того азарта. Toți am devenit martori și participanți ai emoțiilor hazardului al unei lupte fără compromis pe apă. 700 de participanți ai regatei, mulți n-au practicat anterior acest sport. Prin sport ați obținut acele emoții pe care le veți memoriza pentru toată viața. Această regată i-a unit pe tineri de 18 ani și pe cei mai în vârstă, e minunat. Vă felicit, toți sunteți învingători, v-ați depășit pe sine, niciodată n-ați crezut că vă puteți ocupa cu un așa sport. Ați învins la regată, de aceea, dragi nistreni, din numele familiei prezidentului Republicii Moldovenești Nistrene, o mare mulțumire! Vă sfătuiesc să citiți declarația despre suveranitatea Moldovei și să luați unica decizie corectă, să recunoașteți Nistrenia. Un așa sfat le-a dat prezidentul Vadim Krasnoselski activiștilor politici din Moldova. În ajun în rețelele de socializare era discutată o careva scrisoare pe care Vadim Krasnoselski chipurile ar fi scris-o conducerii Moldovei cu propunerea de a ne uni. Asemenea declarații, prezidentul Nistreniei le-a numit insinuări nepotrivite.
Da, într-adevăr, nu o singură dată și în scris și în mod public am chemat conducerea Moldovei să continue dialogul politic și atât. Ca și anterior, la fel și în viitor, poporul nistrean și prezidentul Republicii Moldovenești Nistrenia sunt unanimi în opinia despre viitorul Nistreniei, suveranitatea și recunoașterea internațională. Între timp, Moldova continuă să blocheze negocierile la toate nivelurile. Nistrenia încearcă să le scoată din criză. Tiraspolul i-a propus Chișinăului să semneze declarația despre reglementarea pașnică. Conducerea Moldovei, până ce tace posibil, continuă să studieze documentul. Între timp, încearcă să implice Nistrenia în discuțiile politice interne. La Moscova s-au sfârșit jocurile mondiale ale tinerilor compatrioți. Tenismenii noștri au luat 4 medalii de aur. S-au plimbat prin Moscova, au fost la Galeria Tretiakov, au participat cu drapelul nistrean la ceremonia închiderii jocurilor. Jocurile tinerilor compatrioți au rămas în urmă. Tenismenii noștri Denis Barbul și Maria Mocrousova-Cuciuc au adus cu sine 4 medalii de aur la 2. Medalii în competițiile personale, la mixt și de echipe. Au evoluat cu drapelul Nistreniei. Am simțit o mare mândrie să evoluăm cu drapelul țării noastre, căci de obicei ne prezentăm cu cel al Moldovei. Și o mare bucurie să simți susținerea țării tale, căci evoluezi din numele întregii republici. În selecționata noastră au fost și voleibaliști, au jucat cu campionii anului trecut, ei au deținut locul 9. Să lupte cu emoțiile și să învingă le-a ajutat susținerea. Sportivii din Dubăsari au expediat un video. Ne-a fost foarte plăcut că ne-a susținut Republica noastră. Voleibaliștii, tenismenii, fotbaliștii, desigur, aceasta ne-a încurajat mult. Tinerii sportivi au adus cu sine medalii și multe emoții. În continuare se vor pregăti către noi competiții. În octombrie ia start Festivalul Sportului printre țările CSI. În anul trecut, elevii noștri au evoluat feieric, au adus 12 medalii. Au ocupat primul loc în competiția pe echipă printre selecționatele țărilor CSI. În 2024, la Festivalul Sportului, pe tinerii nistreni din nou i-au invitat. Lucrătorii din industria ușoară au marcat sărbătoarea profesională. În ajun și-au expus marfa la o expoziție cu vânzare în Parcul Ecateriniei. Au demonstrat și colecții noi. Ziua industriei ușoare în Parcul Ecateriniei. ODM a venit cu o colecție confecționată în secția experimentală. Haine de vară pentru femei, cămăși pentru bărbați. Asortimentul e interesant, variat, prețurile accesibile. Sunt bravo toate întreprinderile. Expoziția ne este pe plac, în special încălțămintea. Îndată a apărut dorința de a procura ceva. Intercentr Lux a prezentat haine pentru diferit sezon. Rochii de vară din asortimentul nostru avem stil de afaceri fără mânecă. La fel bluzițe, fuste, rochii pentru serviciu și odihnă. Încălțăminte au adus la Iarmaroc două firme din Bendier, Tighina și Soft Shoes, iar Tirotex a prezentat o colecție nouă de lingerii de pat. În cadrul zilei profesionale au fost decorați cei mai activi lucrători ai întreprinderilor din țară. La moment, industria ușoară trăiește un timp dificil, determinat de situația politică externă. Deseori mă întâlnesc cu conducătorii întreprinderilor și văd cu ce greutăți se confruntă colectivele, cum veteranii își fac griji pentru soarta întreprinderii. Dar știindu-i pe oamenii care lucrează în domeniu, sunt încredințat că noi încă vom demonstra cum se lucrează la cel mai înalt nivel. La întreprinderile industriei ușoare din Republică muncesc mii de persoane. Toți ei produc marfă de înaltă calitate, solicitată atât pe piața locală, cât și internațională. Locuitorii satului Butuceni i-au expediat o scrisoare de mulțumire prezidentului. La una din întâlnirile cu dumnealui, ei au rugat să fie reparat monumentul ostașului necunoscut. În timpul eliberării satului de sub jugul fascist, o locuitoare din Butuceni a găsit un tanchist și l-a înhumat ca pe un fiu. În anul curent, la inițiativa lui Vadim Krasnoselski, această istorie a fost imortalizată.
Un mic monument al unei mari victorii. Istoria despre Vera Grițcul și ostașul necunoscut a devenit o legendă în Butuceni. O simplă locuitoare a găsit pe câmpul de luptă un tanchist. El nu avea documente. Она взяла и захоронила его как своего сына. Я l-a înmormântat ca pe un propriu fiu. Consider că este o faptă eroică. Femeia, încă când era vie, a spus că după plecarea ei în lumea celor drepți să fie înhumată lângă soldatul necunoscut. Vera Grițcul n-a avut copii, iar pe ostaș l-a înmormântat ca pe un propriu fiu. Vera Grițcul a fost înmormântată alături de erou. În fiecare an, de 9 mai, încoace vin elevii. Monumentul era într-o stare rea. Locuitorii satului, la una din întâlnirile cu prezidentul, l-au rugat să fie renovat. Vadim Krasnosilski a reacționat rapid. În anul curent a fost deschis monumentul nou în ajunul Zilei Biruinței, iar în Butuceni i-au scris o scrisoare de mulțumire șefului țării. Можем достойно подходить к этим памятникам. Acum destoinic putem veni la monument. Le putem povesti copiilor că la noi se păstrează memoria. Rugămintea noastră a fost auzită și îndeplinită într-un volum și mai mare decât am dorit. A fost instalat un monument minunat, nu numai soldatului necunoscut, dar și acestei femei modeste care a săvârșit o faptă omenească. Istoria soldatului necunoscut va trăi și în continuare, iar la Butuceni continuă fapta Verei Grițcul. Îngrijesc mormântul și păstrează memoria despre ostașii eliberatori. Fotbalul, un gen de sport pe care îl practică cu satisfacție atât băieții cât și fetele, și ultimele demonstrează și rezultate frumoase. În continuare vom povesti despre echipa de fotbal pentru fete Speranța din satul Tașlâc, care în anul curent s-au manifestat frumos la turneul republican Mingea de Piele. Deja câțiva ani la rând, în Distrenia e desfășurat turneul la fotbal pentru elevi Mingea de Piele. Inițiativa organizării lui îi aparține prezidentului, Vadim Krasnosilski. Noi suntem nespus de bucuroși când țara noastră anual se petrece concursul sportiv Mingea de Piele și pe parcursul a întregii activități, a timp de 3-4 ani de când se desfășoară concursul republican, școala noastră s-a manifestat foarte bine. Iar în acest an, cu deosebită plăcere, fetele clasei a 5-a s-au ocupat locul 2 republican. Pentru noi, practic, acesta este locul 1 republican. Fetele din echipa de fotbal Speranța se află abia la începutul unei cariere. E clar că pentru a câștiga la competiții republicane e nevoie de muncă minuțioasă, antrenament intens, pregătire deosebită și mare dorință de a învinge. Am început fotbalul cu elemente mai simple până am ajuns să jucăm la turniruri, la fotbal cu alte sate. Am început a lupta pe la Raioane, am fost. A venit Mingea de Piele, acest turnir care noi toată vremea ne stăruiem să muncim ca să ne punem sârguința să câștigăm. Nicem la Raion, cu avem și clase mai mari, clasa 7-a, 8-a, fetele au câștigat la Raion, clasele 5-a, 6-a, fetele s-au stăruit și au câștigat iară. Conducerea mingii printre obstacole, transmiterea, lovitura în poartă. Acestea sunt numai unele exerciții pe care fetele le îndeplinesc la fiice antrenament. Au sârguință, sunt unite, lucrează foarte bine, să stăruie, să îndeplinească toate exercițiile. A educa o generație sănătoasă care iubește sportul este o sarcină de stat. În școala din Tașlâc, cu succes, se dezvoltă mai multe genuri de sport. Basket, volei, tenis de masă, fotbal. Iuliana Braila joacă fotbal de 5 ani și a obținut rezultate înalte. În anul curent s-a evidențiat printr-o tehnică bună. Se antrenează cu mare entuziasm. Eu vreau pentru viitor că să mă ocup cu sportul, să fiu mai puternică, mai ageră, cum să mă mișc, mai bine alerg, să conduc mingea. Îmi place să particip la mai multe jocuri, bat mai multe goluri. Nu-i joc ca Iuliana Braila să nu bate gol. Fiecare joc te-o gol e ei. E bravo, bravo e. Și vreau să spun că acolo e cei mai mari în familie, da? Și după dânsa mai sunt încă. Toți atrag la fotbal. Fetele nu se dau bătute și luptă pentru biruință. Se străduiesc să demonstreze că fotbalul este un gen de sport potrivit și pentru fete. Speranța!
Antrenamente, dăruire și eforturi. Sportivele continuă să-și perfecționeze maestria pentru a demonstra un fotbal frumos și a-și bucura suporterii. Vara e în toi, la fel ca și sezonul descăldat. Grupul nostru de filmare a decis să vadă unde e cel mai confortabil nisip și a început de la plaja Socrat din Tiraspol. Таня, Тимур купаются уже несколько часов. Ребята, расскажите, как вам водичка? Теплая, хорошая. Апа есть идеале, калда, яр нисипул муале алб, не реушеск биня костелурили де нисип. Здесь идеальный песок, и мне нравится здесь отдыхать. Аич нисипул е минунат. Им плачу самое удихнеска на чес лук. Фак булгар де нисип, ши и арунка на апе. Путем инвента диферите жокурь. Iar aceasta e plaja orășenească din Tiraspol. Practică chiar și subsurfing aici, când înnoți pe o tablă și îți ajuți cu vâsla. Curând aici vor utila și o zonă descăldat pentru copii, pentru ca notul să fie în securitate. Сначала сезона, как бы люди пока постепенно, то есть с нарастающим темпом приходят сюда. De la începutul sezonului oamenii vin treptat, câte 250-300 în zi. Principala regulă pentru părinți să fie atenți la ceea ce fac copiii când se află în apă. Salvatorii își fac griji pentru copii ca pentru ai săi. Vine multă lume la plajă și trebuie să fim cu ochii în patru. În notul Nistru sau odihna pe mal, fiecare decide pentru sine. Principalul, nu uitați de regulile de securitate în apă și nu vă scăldați în locuri neprevăzute. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară Câb. Iar noi vă dorim cele bune în continuare tuturor și doar noutăți plăcute. La revedere!